Bun găsit! Vă invit să urmăriți horoscopul zilei de azi. Înainte de a începe, vreau să vă mulțumesc pentru că ne urmăriți și vă rog să vă abonați la acest canal de YouTube dacă nu ați făcut-o deja. Este gratis, iar pe noi ne ajută enorm. O zi cu revelații. Lucrurile din jurul nostru capătă sens. Oamenii de care avem nevoie vin spre noi și o să înțelegem sensul ascuns, o să citim printre rânduri. Zodiile care au dileme cu privire la diferența de vârstă ar trebui să-și aducă aminte că sentimentele nu țin calculul anilor. Este motivul pentru care atunci când există chimie între două persoane, toate celelalte nepotriviri trec în plan secund. Descoperă ce-ți rezervă astrele în funcție de zodia în care te-ai născut. Berbec. Nativul berbec va fi optimist în ceea ce privește evoluția carierei sale, dar emoțiile îi pot influența ușor percepția asupra detaliilor importante, creându-i o viziune distorsionată asupra realității. Berbecii sunt sfătuiți să evite persoanele conflictuale și vampirii energetici. Câteva clipe de liniște îți va reda entuziasmul și pofta de viață. Nu ezita să dai piept cu problemele care te-au măcinat în trecut, chiar dacă numai la nivel mental. Dilemele devin cu adevărat mari doar dacă le ignori. Sentimentele acestuia, deși ascunse foarte bine, vor reveni iar la suprafață, mai ales atunci când un eveniment le va aduce la lumină și vor arăta celor din jur ce fel de persoană este. Sfaturile pertinente ale celor apropiați îi vor furniza nativului berbec o imagine mai obiectivă despre sine, dar și ocazia de a deveni conștient de valoarea sa. Taur. Nativul Taur se va supăra pe unul dintre prietenii săi. Nu va avea de ales decât să-l înfrunte și să discute cu el. Nu va fi foarte ușor, dar va fi necesar și astfel va pune bazele unui dialog mai sincer în viitor. Domeniul comunicării și persoanele care au ceva interesant de spus vor fi punctele sale de interes. Taurii vor învăța o lecție de viață prețioasă de la un prieten apropiat sau un membru al familiei care a trecut prin clipe dificile. Adevăratele tragedii sunt doar la un pas distanță. Atunci când refuzi să privești realitatea așa cum este ea. Nativii din Taur care se plâng prea mult de greutăți vor înțelege că de fapt nu au niciun motiv de supărare. Din contră, ar trebui să fie fericiți că îi iau pe cei dragi alături. Iar asta e suficient. Noile tehnologii și rețelele de socializare vor reprezenta atât surse de relaxare cât și ocazia de a se lega sentimental de cineva. Astrele îi recomandă nativului Taur să se mențină rațional dacă va avea ocazia să facă unele investiții. Gemeni. Nativul Gemeni va fi destul de abătut deoarece va simți două sentimente contradictorii, ceea ce l-ar predispune să se izoleze de persoanele pe care le frecventează în mod obișnuit. O gamă largă de ispite, produse alimentare sau alte lucruri se vor ivi pe parcursul zilei, iar acesta va trebui să le reziste cu stoicism. Gemenii se joacă cu focul, iar șansa de a scăpa bazma curată sunt foarte mici. Între două nu te plouă, dar nici bine nu-ți este. Așa că cei care jonglează cu inimi să se pregătească pentru impact. Mai devreme sau mai târziu, secretul va ieși la iveală și de obicei astfel de situații nu prea se rezolvă calm cu explicații. Dacă te afli într-o asemenea ipostază, încearcă să ieși înainte de momentul zero. Astrele îi recomandă nativului Gemeni un program de lucru acasă unde să poată schimba idei cu cei dragi. Astfel, aceștia îl vor ajuta să găsească soluții neașteptate sau să-i ofere ajutor la rezolvarea problemelor casnice comune. Rac. Nativul Rac va emana frumusețea unui spirit jovial și dornic de libertate, deși la un moment dat se va simți încorsetat de obligațiile ce țin de căminul și familia sa. Acesta va trebui să-și optimizeze buna dispoziție, dând curs demersurilor creative, inspirația sa putând atinge cote înalte. Racii trăiesc ceea ce credeau că li se întâmplă doar altora, o poveste de iubire cu o persoană mult mai tânără, iar gura lumii va avea grijă să comenteze subiectul pe larg. Nativii din zodia Rac care își fac probleme referitoare la bârfe, ar trebui să-și aducă aminte că nu străinii decid ce e mai bine pentru ei. Și oricum, cine a spus că vârsta este doar o cifră, a avut dreptate. Sentimentele nu țin de calculul anilor. Își va face cunoscută originalitatea datorită căreia va primi aprecierile celor din jur. Astrele îi recomandă nativului Rac să nu aștepte ca problemele să treacă sau chiar să fie uitate. Va fi momentul să ia taurul de coarne și să acționeze cu hotărâre. Leu.
Acasă, nativul leu va descoperi o manieră eficientă de a-și expune prețioasele idei, de altfel destul de nonconformiste, cu atât mai mult cu cât nu vor fi șanse să-i scape vreun detaliu semnificativ. Nu te lăsa acaparat de grija doar pentru tine însuți, mai ales că dacă nu împărtășești cu cei din preajma ta ce te frământă, riști o depresie, așa că cel mai potrivit este să discuți cu cineva pe care îl consideri foarte apropiat. Nu ar fi rău să încerci să crești confortul spațiului personal de la tine de acasă, iar terapia prin muncă ar putea să-ți readucă bucuria în viață și să îndrepte starea de spirit. Inspirația sa va aduce beneficii atât pentru el cât și pentru alții, poate mai mult pentru alții. Totuși, mai puțin cumpătat în administrarea finanțelor, va trebui să-și controleze emoțiile, mai ales dacă va fi tentat de acțiuni speculative riscante. Îndoielile pe care nativul leu le-a avut despre o persoană apropiată vor fi spulberate spre seară, fapt ce îi va smulge un mare oftat de ușurare. Fecioară. Dornic de a descoperi lucruri noi, nativul fecioară va neglija activitățile cotidiene care vor implica prea multă rutină. Va trebui să-și reevalueze intenția sa de a analiza dacă ceea ce face în acest moment va fi într-adevăr ceva ce va conta pentru viitorul său. Nu e momentul să începi vreun proiect care cere consum de timp. Circumstanțele nefavorabile vor împiedica punerea în aplicare a acestui fel de proiect. Prioritatea ta astăzi ar trebui să fie cum îți petrești timpul liber, cititul, mersul pe jos în aer curat, vizite în locuri care îți stârnesc interesul. Nu e momentul să faci confesiuni în dragoste. Noutățile care vor ajunge la el vor fi favorabile pentru dezvoltarea sa profesională. Scena va fi plină de oportunități, dar va trebui să nu exagereze. În cursul unei scurte deplasări, nativul fecioară va fi fermecat de o persoană ce îi va ieși în cale sau, la rândul său, îi va lăsa acesteia o impresie de neuitat. Balanță. Proiectele nativului balanță vor merge de la foarte bine în sus, acesta obținând câteva succese profesionale datorită sprijinului unor colegi. Responsabilitățile sale ce țin de căminul propriu nu prea îl vor încânta, dar nu va avea încotro și va trebui să-și sacrifice din timpul liber pentru a le rezolva. E posibil să ai nevoie de liniște astăzi. Este posibil să simți o oboseală pregnantă din cauza vieții sociale tumultoase, așa că nu strică să oprești telefonul pentru o vreme, lasă rețelele de socializare deoparte și refuză invitațiile de a merge în vizite. Totodată, abține-te de la cumpărături inutile, mai ales cele despre care crezi că ți-ar îmbunătăți garderoba. Astrele îi recomandă nativului balanță să discute cu ceilalți membri ai familiei pentru a redistribui responsabilitățile căminului într-un mod cât mai echitabil, astfel încât fiecare să se bucure de același interval de timp dedicat relaxării. Scorpion. Nativul Scorpion va avea multă energie de consumat și orice activitate în aer liber va fi binevenită. Ca întotdeauna, acesta va fi dornic să experimenteze lucruri noi, ceea ce nu va însemna că va uita să se asigure de sinceritatea partenerilor săi, atât în afaceri cât și în cuplu. Vei avea parte de o surpriză plăcută astăzi. Un cadou mic, dar încântător, vei primi de la cineva special. Nu strică să înveți să te bucuri și de lucrurile mai puțin materiale. Încearcă să aduni vibrațiile pozitive de la oamenii din jurul tău, inclusiv de la cineva pe care ai pus ochii de mai multă vreme. Ai șanse să reaprinzi o pasiune care îl încezește de ceva timp în viața ta. În anturajul tău de prieteni, nativul Scorpion va fi un adevărat maestru al folosirii cuvintelor meșteșugite, în stilul său adaptabil oricărei situații. Deschis către idei avangardiste, acesta nu va ezita să le împărtășească și celorlalți. Săgetător. Chiar dacă atenția nativului săgetător va fi captată de sarcinile de la locul său de muncă, acestuia nu-i va veni prea bine să se conformeze rutinei și nici concepțiilor de viață ale colegilor față de care instinctiv va simți nevoia să se separe. Săgetătorul își va petrece această zi destul de monoton. Poate că e chiar nevoie să mai aruncați o privire pe proiectul de la serviciu. Luați în calcul ca după amiază să petreceți momente de relaxare sau chiar romantism. Există și o șansă să descoperiți un nou hobby, care să vă aducă relaxare și venituri destul de bune. În schimb, nativul săgetător va putea recupera terenul pierdut datorită unei intuiții superioare ce îi va furniza informațiile necesare pentru a-și convinge șefii de valoarea sa. Seara acesta va face o scurtă, dar relaxantă plimbare prin locurile preferate. Capricorn.
Nativul Capricorn va simți că libertatea de mișcare poate fi esențială la locul de muncă. Împovărat de atâtea angajamente, acesta va cere și va primi sprijin de la câțiva colegi binevoitori. Cuvintele și gesturile sale vor fi de mare confort pentru persoanele care vor avea nevoie de ele, mai ales pentru că acesta va fi sincer cu ele. Capricornul în această zi nu va fi sigur în tot ceea ce este legat de domeniul emoțiilor. Există riscul să pierdeți atenția cuiva sau să manifestați indiferență celui care e voia să fie auzit. Luând în considerare această previziune, nu te lăsa păcălit de logică și deschide sufletul. Amator de socializare și de mondenități, nativul Capricorn va cuceri către seară atenția și admirația celor din anturajul său cu mare ușurință, datorită umorului și spontaneității sale. Vărsător. Nativul vărsător va fi atras mai mult decât de obicei de domenii mai puțin observabile, punând accent pe percepțiile subtile legate de domeniul financiar. Datorită slabei concentrări asupra detaliilor sau a implicării emoționale, acesta va putea evalua eronat o afacere comună, dezvoltată împreună cu un prieten. Vărsătorul astăzi poate încerca lucruri noi. Ziua va trece destul de repede și fără prea multă oboseală, așa că este foarte potrivită pentru întâlniri prietenoase, creativitate personală, excursii scurte în locuri pitorești și pentru romantism. Dacă sunteți în căutarea dragostei, atunci ar trebui să vă uitați la vechii prieteni. Poate că unul dintre ei vă poate oferi o adevărată fericire. Astrele recomandă nativului vărsător să evite cuvintele prea grele, cele ce pot răni pe cei apropiați. Acesta va trebui să-i demonstreze partenerului său sentimental că nu este un om rece, ci unul care știe cu adevărat să iubească. Pești. Nativul Pești va fi preocupat de subiectele care promit lărgirea ariei sale de cunoștințe. Acesta va avea toate șansele să-i cucerească pe cei din jur cu forța, dar și cu rafinamentul său în exprimare. Peștii astăzi vor fi împiedicați de ceva sau cineva să comunice clar ceea ce își doresc să facă. Pentru a evita astfel de incident, profitați de ziua de azi și mergeți într-o excursie. Efectuați un plan în avans, astfel încât ca totul să fie interesant și nu plictisitor. Cu toate acestea, dacă nu vă simțiți nevoi să mergeți într-o excursie, atunci alternativ puteți rămâne în casă și vă puteți aloca timp pentru odihnă. Opriți telefonul, evitați internetul și alte mijloace de comunicare cu lumea exterioară. Astrele îi recomandă să delimiteze strict obiectivele tangibile de visurile nerealiste și să încerce pe cât posibil să nu se implice emoțional în situații puțin cunoscute, deoarece le va putea scăpa de sub control. Creativitatea nativului Pești va fi la cote maxime către seară și îi va servi pentru noi și plăcute abordări în relația sa sentimentală. O zi minunată să aveți! Pentru a putea primi horoscopul în fiecare zi, te rugăm să te abonezi la acest canal de YouTube dacă nu ai făcut-o deja. E gratis, iar pe noi ne ajută enorm. Nu uita să ne lași un like sau comentariu. Mulțumim!